Un schimb de mingi jucat foarte bine de Veris. A avut la îndemână opțiunea crossului. Simona a jucat lung de linie și n-a făcut-o foarte precis. Încă una. Și asta este, Simona este în semifinale. Simona este în semifinale, cu o oră și 22 de minute. Respiră ușurați și cei care sunt în echipă. 6-0, 6-4. Un set 2 care a fost total diferit față de setul 1. Un set în care Simona a jucat punct cu punct, lovind fără ezitare, având îndrăzneala să facă ași, a comis și duble greșeli, rămânând concentrată pe ceea ce și-a propus din punctul de vedere al dezvoltării jocului în acest an 2018. O săptămână fantastică cu aproape 8 ore de tenis pentru Sissi Bellis, venită din calificări. Să ascultăm pe Simona. Well, Simona, Shenzhen title, first week of the year, final in Melbourne. Now a semi-finalist again here in Doha. You got to be pleased with the way this year is coming together. Ar trebui să fii mulțumită după cum a început acest an. Sunt foarte mulțumită după cum a început anul 2018. Iar aici mă simt formidabil. Este frumos să joc din nou semifinala aici la Doha. A fost un meci dificil, este o adversară puternică. Și let's talk a little bit about Sissi, because she's had a phenomenal tournament. What kind of challenges was she really presenting you with there in the second set? Cu ce te-a provocat, cu ce te-a pus în dificultate? A fost dificil pentru mine să închei punctele, pentru că joacă foarte bine în apărare, joacă foarte repede și a fost dificil pentru mine să găsesc unghiurile. La sfârșit, am servit bine, în special în ultimul game, și am fost puțin mai agresiv. Pe masă este și numărul 1 mondial. Te gândești la asta sau pur și simplu îți joci tenisul? Nu, îmi joc tenisul pentru că lucrurile merg mai bine când doar joc tenis. Dacă o să se întâmple, o să fie foarte frumos. Un ultim cuvânt legat de suporteri. Mă simt întotdeauna ca acasă. Vă mulțumesc și nu numai românilor, și pentru mine este o adevărată plăcere să joc la Doha. Felicitări! Succes pentru mâine, semifinala pe care o va juca împotriva Garbinei Muguruza, cea care a câștigat în primul meci în fața Carolinei Garcia. Avem statistica acestui meci cu 25 de lovituri câștigătoare în dreptul Simonei, cu mai puține greșeli neforțate și cu un plus de 20 și aproape 20 de puncte la total. Un meci bun, dificil în setul al doilea. A luptat cu toate șansele. Să sperăm că nu e nimic îngrijorător, să sperăm că Simona se va reface până mâine și își va lua o mică revanșă față de Garbinie Muguruza. Următoarele sferturi de pe centralul de la Doha sunt Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, în câteva minute la Digisport 2, și mai târziu Petra Kvitova, Iulia